Hai, salutare băieți, bine v-am găsit la un episod sărăs de Free Fire și înainte să încep acest episod vreau să intrați cu toți în descriere pentru că aveți acolo canalul lui King Costi, ok? Este un youtuber mic care abia s-a apucat de YouTube, are undeva la, nu știu, până în 50 de abonați și are 2 sau 3 clipuri de Free Fire pe canal. Omul a zis că la 1000 de abonați o să facă un turneu, ok? Deci o să fie ceva șmecher, adică, na, chiar merită să-l ajutăm o băieții, așa că mergeți cu toți acum și abonați-vă la el să facă cât mai rapid 1000 de abonați să înceapă turneul. Ok, mă băieții, și avem un nou incubator, destul de șmecher, dar n-am apucat să văd intro, știți că fiecare incubator trebuie să aibă un intro, ceva, ia să vedem. Ăsta are, bă, trebuie să aibă un clip, ceva, nu? Așa. Bun, wow, cum arată asta. Bă, costum pe fată, mi se pare șmecher, nu știu de ce. Atât? Ah, credeam că doar atât. Ok. Și costum pe băia... Băi, e ceva nou, să zic așa. Ok, cu o katana în mână. Bă, cam scurt intro-ul. Nu știu să zic, bă, dar care-i treaba cu... nu știu, e o umbrelă, what the fuck, parcă e prea dreaptă, nu știu cum să zic. It's ok, ok, bun. Bă, și arată fain, dar costumul pe băiat, pantalonii aia, parcă i-am mai văzut undeva, nu știu, la un PES ceva, adică nu știu, seamănă cu PES-ul trecut, pantalonii așa puțin, ok, hai să ne dăm puțin la pantaloni, stai, alte culori, ăștia, mă, ești nebun, uite, pantaloni de la PES, sunt nebuni, aproape identici, ai, n-ai cum, ok. Wow, bă, ăsta după mine arată cam cel mai șmecher, nu știu, albastru, așa cu alb și cu, nu știu, arată șmecherul, mie unul îmi place ăsta. Să vedem și pe față, bă, cum arată ăsta, jură-te. Bă, e prea șmecher pe față, n-ai cum. Ok, și ăsta ar fi cam cel mai ieftin, bă, da, chiar se cunoaște că e cel mai ieftin. Dar oricum arată bine, arată forță. Și ia să ne știu băiat, bă, arată bine, mă, cu băiat, n-ai cum, arată foarte cu băiat, cred că ăsta e cam cel mai bun, sau ăsta. Ăsta roșu nu-mi place, parcă are prea multe efecte, prea multe culori, nu știu, e prea... Dar ăsta cred că e cam cel mai frumos cu băiat, nu știu, după părerea mea, plus simplu, asta e părerea mea. Dar pantalonii, nu știu, mă, parcă așa ca costum întreg ar merge, dar să luăm numai pantalonii, să fac cum arată. Ok. Și urechile astea parcă le-am mai văzut undeva, dar nu mai știu unde. Ok, pe față... Cred că cel mai scump e cel mai frumos pe față, nu știu. Sau ăsta? Cred că ăsta e. Nu știu, oare ăsta, oare ăsta, nu mă pot să vără. Dar oricum arată bine, nu știu dacă o să luăm din costum, pentru că nu avem pietre, avem doar o piatră și mie îmi pică foarte greu pietrele. Deci da, și mai sus aici sunt macaurile care mai durează... Unde vedem, stai? Nu ne arată cât mai durează, bă. Cred că trebuia să intrăm direct în incubator. Bun. Și costumele pe băiat, care am o foaie și o piatră, din păcate nu pot să iau. Am luat un costum de pe fată și mai am o foaie, dar nu pot să iau costum pe băiat pentru că n-am pietre. Și nu vreau să dau, pentru că oricum nu pică nimic. Că știu, adică ultima dată am 3000 de diamante și n-a picat. Adică n-ai cum. Bun, incubator, ia să vedem cât mai ține. Încă 18 zile ăsta pe AK. Ăsta încă 35 de zile. Ok. Ok. Și da, cam asta ar fi. S-a băgat un nou event cu Casa de Papel. Și aici numără banii. Ok, mașinărie de număra banii, ceva genul ăsta, sau mașinărie de făcut bani. Ok, aici în stânga avem niște misiuni pe care le-am făcut, niște misiuni foarte simple, să dai merci, să dai să faci 5 kg și așa mai departe. Și aici o să găsești pe mapă niște nu știu cum să le zic, niște bidoane, ok, niște bidoane roșii. Eu am găsit 9 bitoane, trebuie să găsești, nu știu, 10 cred, și îți dă, nu știu exact ce îți dă. Bun, intrăm și aici în dreapta, unde îți arată banii și... Bum, când se umple linia asta, îți dă un ticket la gold, după îți dă un ticket la weapon, după îți dă o placă, după un ghiozdan care, what the fuck, ok, arată interesant și 3 tichete la diamond, nu se pune foarte wow, dar da. E ok, decât nimic, e ok și eventul ține 10 zile, deci în 10 zile veți lua cam tot de aici. Bun, cam asta ar fi, nu știu dacă mai e ceva nou, ia să vedem.
Mai ceva nou pe aici? Stai, asta mai e nou. Spinul pe pisică, care uitați-o puțin în stânga la față, da, arată interesant. Și această parașută care am luat-o și eu, dar nu știu, arată urât, nu știu, nu-mi place fața aia. Nu simplu am ceva cu fața aia. Avem aici un anul roșu, pe care încă nu cred că s-a băgat sau habar n-am. Și cam asta ar fi. Da, și tigaia, nouă tigaie. Așa deja cum arăt imediat, cu eventul cu costum pe băiat, care trebuie să dai câteva mii de diamante dacă vreți să vă pice, de ce să... Trebuie să dai câteva mii bune, vreo 3-4 mii ca să-ți pice, da, și asta e tigaia. Băi, sunt niște premii destul de cool, adică, n-am un tichel la incubator, un tichel la... Băi, n-ai cum, deci trebuie să pice mai pe românește, trebuie să dai aici spinul, trebuie să pice bani. Și dacă ți-ai picat 5 bani, ai luat costum de băiat, la 4 e tigaia, la 3 e piatra, 2 incubatorul și una weaponul, da. Destul de interesant, ia să dăm de aici ce ne dă. Deci ne dă niște cutii AK Dragon, Scarul și M60-ul. Aici, what is cutia asta? Ok, aici haine, ok, fragmente de la incubator, de la cub. Și mai multe cutii, și cutii pe arme, pe arme, pe arme, M4, what the fuck, sunt cam mici primele pe aici. Dar ideea e să vă pice bani, deci dacă vă pică bani, s-a terminat. Dar bun, e cam destul de, nu știu dacă e scump, trebuia să lase, cred că la 100 de diamante. Dar e ok, eu decis. Deci, nou, băieții, hai să dăm și un match. O să dăm un match la Ranked, pentru că astăzi sau mâine, toți suntem liberi, vreau să fac și Grandmaster-ul, ne mai trebuie 500 de puncte, cred, ia să vedem. Avem 4500, cred, ia. 4460, ok, ne trebuie încă vreo 2 match-uri să facem 4500. Deci hai să dăm start și revenim în match. Bună, băieții, și ne-a băgat și pe noi match, normal că ne da gold ca de obicei, pentru că nu am noroc la diamante. Bun, și hai să vedem și pe ce loc suntem, dacă suntem, ok, se pare că nu suntem pe niciun loc. Avem aici PES-ul 6, combinat cu PES-ul 7, da, e forță, e genial. Bun, bine, cred că ăla e PES-ul 8 sau, nu știu, scrieți în voi bluza de la CPS, ori 8, ori 7, ceva genul ăsta. Cred că e de la 8. Așa, bun. Și hai să dăm, băieții, ce va ieși meciul ăsta. E, ne-a băgat în meci. Băi, și costumele astea, uitați-vă, gen cum apare așa pe ecran ca o poză așa. Bă, nu știu, seamănă mai mult a costume de la Elite Pass, în niciun caz de la incubator, dar da, asta a fost alegerea lor, să le bage la un incubator. Bă, dar nu știu, parcă arăta mult mai bine dacă le băga la un PS. Adică seamănă costume de la PS, nu știu ce, dar chiar seamănă. Bun. Bun, m-am jucat la puncte, deci unde să mergem? Rina Village n-am știut, e prea departe. Observatorii n-am mai stric de mult, dar nu știu ce zic. Mirul deja e prea târziu să mai sar Mirul. Am putut să-mi gândesc noi ăla, ai observatorii, pe când altă parte nu trebuie să mergem. Mergem observatorii și bum. Uita, mamă, cum, what the fuck. Bă, nu vă întrebați care e treaba cu costumația asta. Please, nu mă întrebați. Ai de viața mea, bă, cum arată și cu ghezdanul ăsta. E ok. Bun. Mai avem player aici? Un player stânga. Și cam atât, că mai are special, așa, bun. Hai că n-are păsărului să trezeze înaintea noastră. E bine. Bun, hai să nu știu de asta. Păi, bă, să sperăm, găsim arme ca aici. Dacă e să ai ghinion aici, pe bune, bă, caut o oră un ghezdan și nu găsești. Okay, am găsit un ghezdan, pardon, ce prost, o armă, pe bune, caut o oră și nu găsești o armă aici. Am găsit până la urmă una, nu? E pistol, ghezdan de 3, mam, e ghezdan de 3. Deci am un player pe viața mea, unde e pe igus, poate are el o shotgun, poate găsește la shotgun, că mă bambă. Bă, dacă se vede cu mine pe fundal, nu știu, dați-l voi că, da. Bun, hai să mergem la observatorii sau putem să ne suim și să mai căutăm pe băiatul ăsta. E nașpa că n-am decât un anu. Aha, l-am găsit. Ce faci, viața mea? Ups, nu mi-a tras arma. Bă, aia nu trage arma. Dacă să-mi schimbe setările, nu. Pe bune, bă, de când nu am schimbat setările, bă, trebuie să vă fac un videoclip cu setările, mi-am uitat.
Îmi pune sensorile, doar că încă nu se mișcă pe ele. Am un auzit, că bă. Uite, la aici, viața mea, n-ai zis, eu credeam că te-ai coborât viața mea, n-ai coborât, nu de mergem acum. Dar nu-mi cea mai de apropiere. Ne joc puțin mai tare să auziți și voi. Ai de viață, mamă, n-am nici grenadă. Fratele meu, ai face în timp. O, ai că timp fac direct. E scara are la mă, zici că are 3 tot fai să moare. Mi-a dat 2 glande, m-a dat un jumătate de viață. Aș putea să-i pun un glow așa și să mă duc. Hai că mă nervez. Uitați-vă și pe ce vorba m-a prins aici, mă. Ce crezi, mă? Și n-aș mă băga are poziție bună, mă. Ai polangiumul ăsta. I-am auzit că iară s-a scris sus. Bă, stau cu ăsta de o oră și nu uitești nimic, mama ta. Uite-l sus. Vreau un instrument, vreau să mă scrie undeva deasupra lui. Deci momentan că nu ne știe. Ne sunt eu casă undeva. Băi, și putem să-i dau din prima, mă, destul de easy, bă, dar în loc să trag eu am sărit. Poate mai ia din aer, că... Îl văd, mă, dar n-am poziție mai doar o dată. Dar nu ia să nu mă vadă. Eita, familie, gata, a scăpat el. Ce vrea omul să fugă și de data asta bulangiu? Ies nu mă, ce avem de apropiere? Avea numai scaroare? Ia să vedem unde a murit. Stai mă că nu a apucat să cadă jos. Ai de viața mea, norocul meu cum am ferit la timp. Bă, și parcă presimțeam că trebuie să fie o mină. Ai de viața mea, ok. Bine, și unde e loot box-ul, bă? Am înțeles. Vestul de 4, bă. Aia scar și MP5, ok. Bani, what? What the fuck, îmi faci kills de bani? Ok, asta nu știam. Ok, avem și un player. Silencer, hai să mă scarul. Tot avem silencer și avem și un player pe aici. Am auzit că trăgea, dar nu cred că trăgea în noi. Viața mea. Nu este sigur pe unde era. Bă, în ton sau unde era? Nici n-am ok, o mașină ta. Mă gândesc că mașina ta n-a zis singură pe aici, deci... Să aibă și stăpânul pe undeva, dar nu știu unde. What the fuck, de ce țin astea în inventar, bă? Hai că sunt deștept. Bun, hai să coborăm, poate găsim și noi, nu știu, o armă de apropiere, orice. Dar turnul ăsta mi se pare dubios, ia să urcăm puțin în el.
Ok, hai că nu-i nimeni. Ok, gai, e bun, gata, mă, băi, trebuie să găsim neapărat un shotgun prăjitoare, ceva de apropiere, că impresionul ăsta nu prea... Nu prea e ce trebuie, uite aici prăjitoare, fort. Aha! Bă, ce urât numai tică e, nu? Bune, mă, e într-un ăla. Mă duc la mașină să mă duc și eu. Punem așa. Dar nu mai trage, mă, bă, schiet, că vin imediat. Așteaptă o secundă. Nenea, o secundă. Stai așa. Stai. Poate sparge mașina. Vreau să urc sus, dar lasă, nu mai urc. Vine acum, nu mai trage. Ho! Disperatule. Am venit, na. A fost doar de... Mai, să moară, mai moară. Ce troși, mă? Hai, mă. Ui, 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 m-am blocat. Și mai e unul în casă, mă, că nu puteam să trag din cauza ăla. Uite, mă, cum stă, mă, boschet. Băi, boschet, nici ahar. Încercăm să luptăm, deși... Nu cred că e o idee prea bună, dar e ok. Mama ta cu ce domnul ăla. Ui, m-a rupt. E în 14 cu atașament, mai mult ca sigur. Nici mai mult lanțe multe se merge. Sparge glua, ha? N-am mai sparge glua, na. Așa, bun, a scăpat de el. Hai să lătăm și lootbox-ul ăsta. Era pe aici, unul. Pe unde am pe acolo, așa. Știu că l-am urât ăsta din turn. Păi mergem și la casă. Ai, de viață mea, ce vezi ăsta. Unde e munimul ăsta? A, cred că acolo e, mă. Cred că m-am dus prea lângă pod. Și aici am murit lângă Zeppelin. Se merge. Așa, nimic. Meduri, ok. Se pare și bănuți. Hai să luăm și bănuți, deși nu știu încă ce fac ei, dar... E ok, gluri. Aici e un glu. Nu am de aici un med, rezervorul ăsta, deși rezervai că rezervor e. Bă, să luăm AVM-ul, bă. Hai bă, luăm AVM-ul. Moare, deși scurt pe scară, hai luăm AVM-ul. Deci n-am mai jucat de mult cu AVM-ul. Stai, avem un... Așa. Bam, bam. Bam, bam. N-am mai jucat de foarte mult din AVM-ul și iar și păcat. Ai lăs că mă ești silencer. Bă, dar o vezi, mamă, bă, intru așa ca prost, o pace și mine pe aici. Așa, forță, forță. Ai luăm asta, mamă, că te... Te mai avea bănuțul ăsta, mă? Am zis, cât bănuț am iasă? Am două? What the fuck? Ok, deci de fiecare dată când faci un kill, găsești bănuț, care nu știu ce faci, dar e ok. Bine, cred că trebuia să mă mai atent să văd cu care trebuia cu bănuții ăstea. Bă, deci tot îmi bag de ăsta că nu trebuie. Așa, bun, gata, hai să mergem push. Așa, ăsta nu ne trebuie. Bun. Jocul avem eu, o să moară Jaxana dacă mai jucat. Cred că sezonul ăsta nu știu dacă am jucat mai mult de două meciuri cu avem eu, pe bune. Nici nu știu dacă le-am jucat două meciuri, dar să zicem că am jucat două meciuri. Am 35 de glanțe, mi-ajung. Uite încă un drop. Jocul prietoare, dacă luptam azi meu, prietoare de la mai mare distanță și plus de asta nici n-am găsit. Shotgun, deci da. Marcază drop-ul ăsta, este balansatorul, dar n-am nevoie.
Mai găsim niște guri, măcar am 10 acum. Avem și un spectate aici. Așa, ies de unde sunt băieții, încă 8 playeri în afară de mine și nu știu unde poate să fie băieții. Cred că în zonă. Adică nu cred că e vreun nebun pe aici, așa. Nu fie vreunul prin turnul ăla. Ar fi nasto o oră. Zeppelino, bă! Eita! Așa, bun, uite un glu. Care se ferește de unul care e acolo, îl văd. Stai! A murit de la mină. Hai, bă. I-am dat de 150 ceva. Că nu murea de la mine, cred că dacă avea asta. Ala are vreme, ok. Nu murea de la... Dacă nu-i dădeam eu. Bă, săracul, cred că m-a jurat. 10 medii. Hai, dacă tot apă, nu lăsăm mai rămână. Bun, și e nașpa că ala are vreme. Deci, dar nu știu sigur dacă are vreme. Bă, să aibă și cară. A la doctora de mine a vrut să urce, bum, direct în mine a urcat, știi, adică... Aia e, o fi, o fi... Guta. Nu știu pe de el. Ia să dăm, ce avea, avea neoare? Mamă, cât de zanț avea. Aaa, cara la 100, mă. Aveți de 4, ca și mine aveam. Ok, și nu. Opa. Și iară bănuț, hai, luăm bănuț. 3 bănuț avem, avem 3 bănuț, bă. SMG-uri, bă, cred că cum e atât de multe SMG-uri, am cam așa la zanțul de AVM. Am de aici SMG-uri și hai în zona. Bun, încă 5 playeri în zona asta, unde sunteți băieți? La care arma de trage prin glu? Aha. Pune-l pe Gabi, poate meu. Mi-a dat un tigaie. Bă! Pune-l pe Gabi, bă, nu, s-a terminat. Ai, bă, bă, dar pe bune, praf, bă, cu avem meu, bine, și-am dat și sensibilitatea mare. Oi, de bă, zăracu, are zero în kill. Cum bă, zăzăși, că vizite mă obișnuit, it's ok. Bun, deci stai să vă arăt o chestie, ok? Deci, mi-am dat sensibilitatea la AVM, nu știu la cât, o aveam la 40-45, știam că o aveam ultima dată. Și mi-am dat-o direct la, nu știu, 70-60, nu știu de ce. Bă, uitați-vă și voi, 80 o am. Nu știu de ce am dat-o așa, dar da, e ok, hai să luăm înapoi la 49, lăsăm așa, gata, e bine. Da, băieți, cam atât pe episod, și așa s-a obosit de praf, o să mă curc. Și când mă trezesc, mă pun să bușez, văd ori la squad, ori la solo, ori la, nu știu, habar n-am, la orice. Să facem și noi acolo Grandmaster. Da, băieți, cam atât pe episod, dacă v-a plăcut, nu uitați acolo de un like, share, subscribe, eu v-am pat, ceau!